Vladimir Putin are parte de o nouă lovitură. Un grup de oficiali ruși din Sankt Petersburg au cerut îndepărtarea președintelui rus de la putere pentru înaltă trădare. Apelul a fost trimis către Duma de Stat. Informația a fost publicată de Nikita Yurefev, un deputat municipal dintr-o suburbie a orașului Sankt Petersburg, într-un mesaj pe Twitter. Potrivit acestuia, Consiliul Districtului a trimis o propunere Dumei de Stat prin care cere revocarea lui Putin din funcție pe baza acuzațiilor de înaltă trădare. Salutare și bine ai venit la un nou episod! Se pare că vor să-l dea jos pe Vladimir Putin. Este cu tremur total la Moscova, l-au acuzat de înaltă trădare. Tu ce crezi? Poate oare cineva din Rusia să-l dea jos pe Vladimir Putin? Evident, mie mi se pare imposibil acest lucru, dar sunt curios și de răspunsul tău. Cred că nici măcar poporul rus nu poate să-l dea jos pe Vladimir Putin. Dar după cum am spus, chiar sunt curios de răspunsul tău și haide să facem ca de obicei, cum facem în fiecare episod, o dezbatere pe internet. De asemenea, sunt mulți care îmi spuneți că nu citesc comentariile, citesc pe toate, dragilor. Așa că vă invit să îmi răspundeți la această întrebare. Acum haide să vedem ce se întâmplă la Moscova. Decizia sa de a începe operația militară specială a dus la 1. Moartea militarilor ruși. 2. Probleme în economia rusă. 3. Extinderea NATO, care s-a dublat, este scris în mesaj. De asemenea, acesta a subliniat că a acțiunii lui Vladimir Putin reprezintă o amenințare la adresa securității Rusiei. Ucraina se militarizează și a primit arme în valoare de 38 de miliarde de dolari pentru a lupta împotriva Rusiei. Toate acestea sunt consecințele deciziei de a începe operațiunea militară specială. A acțiunii lui Putin reprezintă o amenințare la adresa securității Rusiei. El ar trebui îndepărtat. Totodată, Yurefev a precizat că proiectul înaintat Dumei de Stat a fost prezentat de Dimitri Paliuga și semnat de alți 6 deputați. Conform acestuia, propunerea ar fi fost susținută de majoritatea deputaților municipali prezenți. Credem că este important să vorbim despre ceea ce se întâmplă și să ne adresăm unor audiențe diferite cu argumente diferite, astfel încât totul să se termine cât mai curând posibil, a mai spus Yurefev. Trebuie menționat că nu este prima dată când municipalitatea din Sankt Petersburg îi face opoziție lui Putin după începutul războiului din Ucraina. Amintim că la începutul invaziei, Consiliul îi adresase deja o scrisoare președintelui rus numind invazia drept agresiune bruscă și nemotivată împotriva unui stat vecin. Consiliul Municipal din Sankt Petersburg vă cere să opriți vărsarea de sânge. Retrageți imediat trupele ruse de pe teritoriul Ucrainei și demisionați, arată scrisoarea. Peste 2 milioane de persoane au fost deportate forțat în Rusia, spune ambasadoarea adjunctă a Ucrainei la Organizația Națiunilor Unite. Aceasta a mai spus că deportările care au avut loc fac parte dintr-o schemă de filtrare rusă. Ambasadoarea adjunctă a Ucrainei al Organizației Națiunilor Unite a mai spus că din cele 2,5 milioane de persoane care au fost deportate, 38.000 sunt copii, mulți dintre ei smulși din brațele părinților lor. În alte știri, rușii au suferit o înfrângere umilitoare în nordul Ucrainei, deoarece aceștia au pierdut orașul. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky susține că trupele sale au recuperat 1000 de kilometri pătrați. Potrivit site-ului Medusa, care este interzis în Federația Rusă, este posibil să existe 10.000 de forțe rusești care pot fi înconjurate de ucraineni în regiunea Harkov. Armata ucraineană a recucerit Balakheia de la forțele ruse. Acum peste 10.000 de militari ruși sunt sub amenințarea încercuirii. Platforma Mintită relatează situația drastică prin care trec rușii pe frontul ucrainian. Forțele armate ale Ucrainei, care au lansat o ofensivă de amploare pe 5 septembrie, au eliberat un oraș mare din sudul regiunii Harkov pentru prima dată din primăvară. Dar pierderea orașului este departe de a fi cel mai rău lucru care s-a întâmplat armatei ruse în aceste 3 zile. Ofensiva ucraineană a dus la o criză generală severă a forțelor armate ruse. Întreaga grupare de trupe care ocupă teritoriul de la Kupiansk până la periferia Zvlaniaskului din regiunea Donetsk, peste 10.000 de militari, riscă să fie înconjurată.
Situația forțelor armate ale Federației Ruse este agravată de viteza de înaintare a unităților ucrainene. În 3 zile au trecut pe un front larg de la Chuguev la Balakleia, de la 20 la 50 de kilometri. Mai mult, aceștia susțin că pe 5 septembrie trupele ucrainene au spart apărarea rusă compusă în principal din mobilizați din Republica Donetsk și rezerviști din Rusia însăși. Acest lucru a fost făcut de forțe mari, al căror armament pentru prima dată în timpul războiului a fost dominat de vehicule blindate furnizate din vest și în Europa de Est, conform sursei citate. Succesul contraofensivei este o dovadă al puternicului spirit de luptă al poporului ucrainean. Acest avantaj, care este singurul necalificat pe care îl are față de Rusia în acest război, dă Ucrainei impresia că deține mai multe resurse decât agresorul său. În timp ce Putin continuă să se împotrivească mobilizării, Ucraina este capabilă să adune luptători curajoși, iar moralul oricărei forțe pe care ar putea să o organizeze este pus sub semnul întrebării. Timpul este în favoarea Ucrainei în această privință, deoarece o parte dintre proaspeții săi recruți primesc pregătire și experiență de luptă. Documentele prezentate pe un grup rusesc de Telegram arată că după ce un corp de armată a părăsit punctul pe care l-apăra într-o pădure, nicio altă brigadă nu a venit să o locuiască, astfel că teritoriul a fost ocupat de ucrainieni. Se pare că armata rusă nu are destui soldați. Potrivit unui analist și istoric militar, Rusia a întărit frontul sudic în zona Herson, dar a lăsat Kharkovul descoperit. De cealaltă parte a baricadei, Ucraina susține că s-a deplasat cu încă 40 de kilometri dincolo de orașul Balakleia după ce a publicat joi fotografii din centrul acestuia. Locotenent colonel rus care a fost reținut în regiunea Kharkov în urmă cu 2 zile, potrivit autorităților ucrainene, este de fapt un general. Potrivit rapoartelor, acesta este comandantul districtului militar de vest, generalul locotenent Andrei Sikevoi. În alte știri, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat că războiul din Ucraina intră într-o fază critică și a avertizat că membrii alianței militare urmează o iarnă grea, care ar putea include reduceri de energie, întreruperi lungi la curent și poate chiar tulburări sociale. Unitatea și solidaritatea noastră vor fi serios testate pe măsură ce familiile și afacerile vor resimți criza provocată de creșterea prețurilor la energie și a costurilor de trai cauzate de invazia brutală a Rusiei, a scris Stoltenberg într-un articol pe Financial Times. Pentru viitorul Ucrainei și pentru al nostru trebuie să ne pregătim pentru războiul de iarnă și să menținem presiunea, a mai subliniat Stoltenberg. Vladimir Putin a respins acuzațiile că folosește energia ca armă și a declarat că Rusia va ieși mai puternică din invazia sa în Ucraina. Cancelarul Olaf Scholz l-a acuzat anterior pe liderul de la Kremlin că încearcă să șantajeze Germania și partenerii săi europeni prin oprirea livrărilor de gaze și a subliniat importanța de a pune capăt importurilor de combustibil fosil din Rusia. Forțele ucrainene au lansat contraatacuri în nordul regiunii Kharkov și au recucerit mai multe așezări, potrivit celui mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului cu sediu la Washington. Redistribuirea forțelor rusești din zonă pentru a se apăra de o contraofensivă în Kherson, în sud, a provocat și facilitat contraatacurile, a declarat Institutul. Statul Major General al Ucrainei a raportat atacuri aeriene și cu rachete rusești constante asupra unor ținte militare și civile din estul și sudul țării, dar trupele ucrainene își mențin pozițiile și împiedică forțele rusești să avanseze mai adânc în țară. Cam atât a fost, dragilor, și acest material. Sper că v-a plăcut foarte mult. Dacă da, nu uitați să vă abonați și de asemenea să mai intrați pe canal pentru a vedea și alte știri politice și economice. Nu uitați să răspundă această întrebare și anume dacă tu consideri că Vladimir Putin va fi îndepărtat de la conducerea Rusiei și noi ne vom auzi cu alte materiale și îți urez mult succes în absolut tot ceea ce faci.